22 aprilie. Acesta este termenul până la care pensionarii din Brașov mai au timp să-și ridice etichetele sociale acordate prin programul Pentru Suflet, derulat de Primăria Municipiului Brașov. Campania a început în 7 martie, iar reprezentanții primăriei au anunțat că până acum au ridicat bonurile valorice 7.822 de persoane. Potrivit unei hotărâri de Consiliul Local, de etichete valorice în valoare de 50 de lei beneficiază pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Brașov, cu vârsta mai mare de 63 de ani pentru femei, respectiv 65 de ani pentru bărbați, împlimiți în decursul anului curent și a căror pensie nu depășește 1000 de lei, scrie portalul Brașovul Tău. Etichetele vor putea fi folosite de către persoanele beneficiare doar pentru achiziționarea de produse alimentare.